Ediția 14 a Bienalei de Artă Plastică la Scărbărer. Bienală pe care o organizăm, așa cum se știe, încă de la începutul edițiilor de după 1990, în parteneriat cu Fundația Borel și, bineînțeles, cu filiala Uniunii Artiștilor Plastici din Piatra Neamț. Această ediție se desfășoară la 140 de ani, scuzați-mă, la 45 de ani, cât se împlinesc de la prima ediție din 1970, când la Piatra Neamț un grup de oameni cu sufletul deschis spre artă au inițiat acest festival-concurs, cum s-a numit la început, și care a continuat până la un moment dat când s-a întrerupt din diverse motive economice. Inimoși suntem și noi care ne-am implicat să continuăm această inițiativă deosebit de apreciată de publicul nemțean și de cel din țară, pentru că participările au fost de fiecare dată numeroase. Premiile au bucurat artiștii participanți, iar ediția din acest an are o particularitate. Foarte mulți tineri artiști au trimis lucrări și bănuiesc că au făcut-o, atât pentru că notorietatea Bienalei au făcut-o dorită de tineri care au primit premii importante, premiul Uniunii, premiul pentru pictură, nu le mai numesc, pentru sculptură chiar, atât artiștii tineri nemțeni, cât și din țară. Și anul acesta, cum vă spuneam, tinerii au trimis lucrări, mai ales că ediția a fost deschisă pentru ei, deci nu au mai văzut restricții de a fi membru al Uniunii Artiștilor Plastici și, bineînțeles, că pentru a deveni, pentru a forma o carieră profesionistă, cu adevărat, tinerii au nevoie de palmares și atunci frecventează expozițiile naționale care îi primesc cu multă nevoie, atât din partea publicului, că tinerii totuși dau pulsul artei contemporane. Alături de noi, după finalizarea panotării lucrărilor, ați observat că sunt foarte multe lucrări expuse, în jur de 150 de lucrări de pictură, sculptură și grafică, și participanți 126 de artiști. Aceste lucrări au fost jurizate de un juriu format din domnii care sunt alături de mine. Mă refer la domnul Mihai Papil, conferențiar universitar la Academia de Artă Universitatea George Ionescu
dată din Iași, de domnul profesor Virgil Parghel, pictor, ca și Mihai Parfil de la București, de mine, în calitate de muzeograf, reprezentând Muzeul de Artă din localitate, și Gheorghe Zărnescu, profesor și sculptor la Bacău, și tot din Bacău, criticul de artă, Iulian Bucur, profesor și director la Muzeul de Etnografie din Bacău, care din păcate are ore și n-a putut să fie prezent în momentul ăsta. Din partea jurului, îl rog pe domnul Virgil Parghel să vă transmită mesajul nostru. Te rog, Dumnezeu. Să spune că arta trebuie să țină departe de sentiment și de sentimentul care o vârșește, trebuie să reziste. Deci ce fel de om trebuie să fii ca să reziști sentimentul care te bântuie, privirea, simțurile, gusturile, bucuria auzului, bucuria contemplării. La București, cred că și la Iași, și toată țara la ora asta sunt saloane. Eu am privilegiu și onoarea să fiu la dumneavoastră invitat aici. Și mă bucur foarte mult. Fără să vreau, o să mă iertați, deși am declarat că nu vreau să fiu sentimental, nu pot să încep decât cu un sentiment care trebuie să vi-l declar. În copilăria mea, mi-am pierdut tatăl de mic copil și am avut un tată de-al doilea care era pietrean. Și țin minte călătoriile din mica copilărie spre Piatra Neamț la bunicii mei dintr-un sat de Clăpești, care se chema înainte Cafencu, parcă. Cu un tată mecanic, tatăl meu adevărat, Eugeniu Parghel, era inginer silvic, am venit undeva prin zona Dârmoxa-Palte, în Broșteni, dacă știți, pe Neagra, după câțiva ani de pușcărie binecuvântată. Gândim noi astăzi că s-a trezit să strige o înjurătură într-o gară, în timp ce în 56, în Ungaria, muncitorii s-au răzvrătit împotriva comunismului, culmea, muncitorii, nu populația, răbdau de formă. Viața mea a trecut și iată-mă, întâlnindu-mă cu vechii colegi de liceu de la Iași, reîntâlniri foarte dragi și foarte suflete, sentimentale, iarăși cad în greșeala asta, și cred că voi greși în seara asta până la capăt. Nu te poți abține. Dumneavoastră v-ați adunat aici ca la război. Vă văd cu arme și bagaje, porniți la război. O mică revoluție la Piatra Neamț. N-ați ieșit în stradă, dar ați ieșit în strada muzeului. Ați ieșit în fața picturii, care în felul ei este rebelă și luptătoare și răbdătoare. Și uneori îmi pare rău să spun, calică, că nu dă nimeni a doi bani pe ea. Noi punem preț pe lucruri materiale, adevărat. Există un zugrav de biserici lângă noi și știe foarte bine câtă mucenicie a putut să îndure, alegând să picteze zidurile bisericilor în momentul când, pe partea elaltă, vremurile te îndemnau să întoarci fața de la biserică și să o îndrepți spre omul nou, omul corect, omul care nu greșește, omul care este fericit. Fericirea mântuită în promiscuitatea vremurilor. Dar să trecem peste lucrul ăsta și să ne bucurăm de ziua de azi, care mie mi se pare ieșită din comun. Ireală. Nu mă pot trezi de dimineață sau de ziua de alaltă, când am intrat în piața muzeului. Puține orașe din țară au un loc care înconjoară atâtea frumuseți. M-am simțit de dimineață o dronă modernă care zboară deasupra munților și privește. M-au cazat la camera 700 cu vedere spre muntele, cel mai frumos munte din Europa, cred că, sau din lume. Și am zburat peste dealul și peste munți cu un aparat de fotografie atârnat. Parcă cei de la recepție
au știut că am un aparat ascuns în geantă, pentru că în timp ce mi-au dat camera 704, au plecat după mine când să mă urc în lift, veniți înapoi, domnule, că văd că sunteți cam mare. Și v-am dat un single, dumneata, nu poți să dormi într-un single, trebuie să-ți dăm o cameră ca să încapi în pat. Spre binecuvântarea și geniul acestui om de la cel care a intuit că am un aparat de fotografie și îmi doream să fac fotografii. M-am trezit pe la ora 4, n-am avut somn și am descoperit acest munte fabulos, în fața căruia trebuie să ne rugăm în fiecare zi, să ne țină Dumnezeu să-L tot privim. De acolo am coborât la frumosul Dumnezeu, frumosul dumneavoastră muzeu, pe care acum câțiva ani l-am găsit în renovare și n-am putut să văd nimic. M-a primit Violeta, buna mea colegă de liceu. M-a recunoscut, eu nu mai recunoșteam, că nu ne-am mai văzut de 40 și ceva de ani. Și mi-a spus, Virgilio, tu ești. Hai, urcă să-ți fac o cafea. Și soarta m-a adus din nou la dumneavoastră și mi-a binecuvântat privirea și sufletul privind la un artist care este, cu greu îl poți descrie în cuvinte, Băieșu. Eu fac portret din tinerețe de la Iași, am absolvit liceul la Iași și am fost remarcat de profesorul meu cu primele mele portrete. Ieri și alaltă ieri m-am minunat la frumoasele portrete ale lui Băieșu, care sunt, vă rog să le mai priviți odată, să veniți în muzeu. Sunt modeste, sunt mici, dar sunt extraordinar de frumoase și de valoroase. Lângă el Stahi, Dimitrie Stahi, mare profesor la Iași. Câteva mere verzi, un șir de pere, câteva mere culese dintr-o grădină, o natură statică cu iz italian. Au fost românii pe vremea aia, școala noastră nu era Parisul, nici mie când era Italia. Băieșu și el a făcut un periplu după primul război mondial, bolnav de plămâni. L-au dus cărările picturii spre Italia frumoasă. România azi tot se duc în Italia, avem cea mai mare comunitate. Nu știu câți pictori se duc în Italia. Nu știu câți pictori, ar trebui să ne ducem din nou în Italia, să vedem Italia și să o repictăm. Cu ochii lui Băieșu. Este dureros să vezi un asemenea suflet și un asemenea bărbat frumos ca Băieșu, să-i priviți autoportretele din frumosul album pe care instituția muzeului l-a făcut, spre onoarea ei, să ne onorăm mari artiști, este un lucru grozav, pentru că arătăm prezentului și tinerilor ce au de făcut în continuare. Cu ceilalți artiști, încă necunoscuți, să știți că sunt încă mulți pictori necunoscuți și nevăzuți, nebăgați în seamă. Și este momentul să ne însuflețim, să reînviem ca într-o renaștere și să ne întoarcem și să ne căutăm părinții. Un decalog spune, printre cele 7 lucruri care au de făcut, unul din lucrurile cele mai importante este să ne căutăm părinții. Să dăm bună ziua la părinții în viață și să le pomenim numele. Părinții noștri, părinții artii, sunt artiștii noștri de valoare. Piatra Neamț a strâns în jur un grup extraordinar de artiști. A fost un ferment extraordinar al culturii românești. De toate națiile, de toate categoriile, de toate școlile și de toate gusturile. Astăzi sunt, alături de diamantul, de muntele ăsta de care v-am spus, sunt alți munți pe care trebuie să-i parcurgem. Construim telegondole pentru un deal și pentru un munte, foarte bine, să construim și albume și inițiative pentru artiștii noștri care au fost. Să-i comemorăm, să nu ne plictisim, să-i apreciem, să-i vizităm, să-i înțelegem. Și atunci vom prinde gust să-i apreciem și pe tinerii din ziua de azi. Și mă întorc la această frumoasă expoziție, care ce spune? Ce ne spune nouă? Ne spune că sufletul lui Băieșu și al lui Stachi, Dimitrie Stachi și al lui Lasker Vorel, extraordinarul pictor, al lui Brauner, cine, câți mai sunt, încă mulți, Marcelian, n-au plecat.
au plecat cu trupul, dar cu sufletul bântuie printre noi. Ne mai trag de mânică, ne mai mișcă reverul la haină și ne îndeamnă la pictură. Și tinerii simt lucrul ăsta și foarte frumos că în Moldova și în toată țara, dar am văzut foarte multe nume de la Iași, de la Piatra Neamț, de la Bacău, de unde? De la Galați, de la Suceava, din țara, de la Timișoara, de la București. Este foarte frumos. Este aproape un festival al artelor la Piatra Neamț. Și pentru asta trebuie să mă opresc. Dacă nu mă oprește nimeni, să vă felicit și să vă îmbrățișez din toată inima pentru acest curaj de a face ceva pentru arte. Pentru că noi, oricât de grozave am fi și oricât de trotuare am face și gresia am pune pe jos, până la urmă le sparmă prima pe un îngheț. Și trebuie să punem altele. Dar arta rămâne. Ar trebui să punem niște bani și să restaurăm tablourile. Nu vă supărați. Eu fac și o mică restaurare personală. Și aș vrea ca data viitoare când vin la Piatra Neamț să faceți ce-o știți, să puneți mână de la mână, faceți o urnă în fața muzeului și spuneți bani pentru a restaura pe Băieșu, pe Stachi, pe Borel, pe Brauner, să punem rame noi, că muzeul arată senzațional. Muzeul arată senzațional. Este o foarte frumoasă clădire care te atrage și te încălzește. Cel puțin pe mine m-a bucurat foarte tare. Vă mulțumesc din inimă că ați venit la acest vernisaj. Felicită! Mizela, sunt de inițiativei, da. Pentru că Fundația Borel, prin Iculei Grup pe organizator și coordonator de proiecte, a făcut rame, a scos tablouri din depozit și le-a pregătit să fie expuse. Vom pune mână de la mână, dar te rugăm ca acel album cu pozele din Piatra Neamț, pe care îl promisesei mai înainte, să-l distribuim, să-l punem în vânzare, iar fondurile să ajute. Da. Știi cum e cu pasărea? Da. La s-a construit odată un ateneu cu banul ăla mic. Acum am putea restaura și fondul extraordinar de lucrări pe care îl aveți și păcat să-l lăsați, pentru că nepoții noștri care sunt printre noi sau copiii noștri nu vor mai vedea. Atenție! Lucrările nu sunt nemuritoare. Mulțumim mult! Vă mulțumim dumneavoastră că ați răspuns invitației noastre. Ne bucurăm că ați răspuns în număr atât de mare. Participarea dumneavoastră, ca și celor 126 de artiști a căror lucrări sunt prezente în expoziție, ne confirmă și chiar reconfirmă faptul că manifestarea organizată împreună cu Muzeul de Istorie și Uniunea Artiștilor Plastici se bucură de aprecierea dumneavoastră. Dacă e an impar, e bienală. Și dacă e bienală, ne întâlnim cu toți aici să ne bucurăm de această expoziție care ne arată ce vor să ne spună artiștii de peste tot din țară. Juriul a fost conștiincios și a făcut următoarele nominalizări. Noi i-am cerut totul repede, să putem face diplome, să putem să ne prezentăm azi cât mai pregătiți. Nominalizările pentru pictură, pe care le voi citi în ordine alfabetică, sunt următoarele. Felix Aftenie, Nicolae Cațavei, Mircea Răzvan Ceacâru, Mihai Chioaru, Dumitru Bostan, Carmen Gabriela Gâtlan, Iosif Haidu, Irina Irimescu, Sofia Lauric, Marcel Lupșe, Anișoara Munteanu, Ștefan Poto, Aurel Stanciu și Sorina Țibacov. La secțiunea grafică, nominalizările sunt Constantin Catargiu, Suzana Fântânariu.
trebuie să menționez că lucrări de grafică au fost mai puține la această ediție, datorită faptului că grafica se expune în anumite condiții, neapărat cu sticlă, iar transportul lucrărilor presupun un mare risc. Și de aceea artiștii au reținere în a trimite la așa mari distanțe lucrări de grafică. La sculptură, nominalizările sunt Cătălina Profirei, Linda Mențel, Vasile Soponariu, Lucian Tudorache, Marius Iar, Vesa. Acum, permiteți-mi să dau citire premiilor și totodată am să rog juriu să mă ajute la înmânarea premiilor. Premiu pentru pictură, premiu finanțat de Societatea Petrocartesa, domnului Mihai Chioar. Tot premiu pentru pictură, premiu finanțat de Uniunea Artiștilor Plastici, domnul Ștefan Potop. Premiu pentru grafică, doamnei Suzana Funtunaru, grafician din Timișoara, da? Originală de aici, de aproape de noi, de la Fălticeni. N-a putut veni la festivitatea de premiere. În schimb, a aflat de faptul că e laureat la aceste ediții a Bienalei și a fost foarte foarte bucuroasă. Menționez că doamna Funtunaru este nominalizată în edițiile anterioare, că a participat cu consecvență, nu doar dumneaei, ci și colegii de la Timișoara. Mereu au o prezență aici importantă în economia expoziției și ne-am bucurat mult să ne întâlnim și în această ediție cu lucrările celor de la Timișoara, de la Baia Mare, de la Deva, de foarte de aproape de aici. Ne-a bucurat foarte mult participarea Bacăului, Iașului și așa mai departe, până la 120 de artiști, răspândirea e pe aria întregii țări. Iar acum, marele premiu acordat de Fundația Vorel. Da? Două friculuri peste acu. Nu știu. Este oferit domnului Cătălin Aprofirei. Premiul este pentru sculptură. Că lucrările sunt multe și a fost greu de decis cele doar patru premii, am să vă rog să-mi permiteți să dau citire diplomelor de excelență oferite acelor artiști care au primit un număr important de voturi în selecția făcută de juriu, dar care n-au atins nivelul pentru a fi premiat. Diplomă de excelență domnului Aurel Stanciu. Te rog, Mihai, ajută-mă să ajungă la domnul Stanciu. Diplomă de excelență domnului Nicolae Cațavei. Diplomă de excelență doamnei Sofia Lauric. Diplomă
Onoroase Excelențe doamnei Irina Irimescu și dacă sunt părinții lui Irina, îi rog să vină să îi ridice diploma. Diploma de excelență domnului Vasile Soponariu, care este originar din Piatra Neamț și rog pe domnul Parcher să ridice diploma. Vă supărați? Sau e... Nu e ce spuneți adresa. Completăm informațiile cu adresă și cu telefon. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Vă invit să vizitați expoziția, să o faceți nu doar în seara asta, și în zilele ce urmează, însoțiți de câte cineva care nu e prezent aici acum și căruia dumneavoastră îi puteți recomanda să vină să o viziteze. Sperăm să ne bucurăm de același sprijin, de aceeași înțelegere, de aceeași înțelegere și în pregătirea următoarelor evenimente pe care le are în intenție Fundația Borea. Și vă rog frumos să-mi permiteți să mai adaug ceva. În completarea micului istoric făcut în legătură cu această manifestare de Violeta, expoziția, festivalul concurs bienal de artă plastică la Scărvorel de la Piatra Neamț a reînceput în 1997 din inițiativa Fundației Borel și cu tot concursul pe care directorul de atunci al Direcției de Cultură Neamț ne l-a dat domnului Adriana lui Gheorghe. Îi mulțumim. Este un bucurăm să fie prezent aici și ne simțim datori ca de fiecare dată să amintim acest lucru. Dacă anul ăsta sunt 145 de ani de la prima ediție din 1970, 45, da? La ediția următoare vom sărbători 20 de ani de la reluarea Festivalului Concurs Național de Artă Plastică și, inspirându-ne de la saloanele Moldovei, vom face și noi, Mihai, mulțumim că ne vei permite un album aniversar, 20 de ani de bienală la Piatra Neamț. Vreau să mulțumesc și eu, mă scuzați, vreau să mulțumesc și eu colegilor mei, fără de care nu puteam duce la bun sfârșit această activitate deosebit de complicată și laborioasă și mă refer la colegul de breaslă Dumitru de Bostan, Luțu, de la Serviciul Restaurare de la Muzeul de Istorie și colega Florentina Buzemski de la Muzeul de Etnografie, care e permanent ne-au susținut efectiv în ceea ce nu puteam rezolva, descălci. Și le mulțumesc din suflet. Mulțumesc tuturor și vă invităm în expoziție. Thank you.